Bună ziua, dragi prieteni! Cătălin Cornea sunt și, după cum știți, ne aflăm pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional. Sigur că da, astăzi mi-a venit o idee, sunt într-o ședință de dresaj cu un câine, un câine reactiv la alți câini, este adevărat, nu despre asta vom vorbi astăzi, însă astăzi m-am gândit să vorbim despre o lesă specială pe care mulți dintre voi nu o înțelegeți. Este vorba de lesa flexi, o lesă retractabilă. La ce este ea bună, cum o folosim, o să vedem astăzi în ședința noastră despre ce este vorba în propoziție. Practic, cum se folosește stăpânul câinelui pe care tocmai îl vedeți în planul 2 de această lesă în condițiile în care vrea să lucreze cu câinele și totodată să recompenseze câinele pentru ceea ce face bine. Recompensa acestui câine cu preponderență este mingea. Cu mingea ne vom juca, mingea va fi primită de către cățel atunci când lucrează. Bineînțeles, după cum observați, este un ciobănesc german, varietatea neagră, ea este Oana și vom discuta. Lesa flexi, practic, este extrem de utilă, mai ales când avem un câine cu super viteză și dacă am avea o lesă de 10 metri și am vrea să îi dăm un pic de libertate și după aceea să o strângem când vine aproape ca să intrăm imediat în control, n-am putea să o facem pentru că este câinele mult prea rapid. Astfel că ne folosim de această lesă care se strânge repede, 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 repede în sistemul acela dinăuntru, din mâner și putem imediat cum s-a strâns lesa să o blocăm și să avem câinele sub control. Este vorba de o tehnică de a o folosi, trebuie să înveți să folosești cele două, trei butoane pe care le are. Trebuie să ai dexteritatea de a nu apăsa când nu trebuie pe lesă și trebuie, desigur, să știi cum să o folosești când să tragi câinele de la distanță sau de aproape pentru a-i distrage atenția sau chiar pentru a-l corecta un pic atunci când nu este în poziția corectă. Vom vedea despre ce e vorba. Acum ne vom juca cu piticul. Foarte bine. Ia spune-mi tu despre lesa asta. Cum ți s-a părut? Prima oară când ai folosit-o. Băi, da, e foarte Nu fain sări pe mine. să-l las să alerge. Stai. Da? Așa. Îți dai seama de ce face asta? Dacă îi se pare că mă apropii prea mult de tine și ușor, ușor, tentația lui este prin mici semnale de agitație să mă țină la distanță. Nu vrea să mă halească din prima, dar totuși, băi, păstrează distanța. Mai ales că aici, lângă, în buzunarul stăpânei mele, este mingea, știi? Așa. Perfect. Deci cum ți s-a părut lesa? M-a Prima dată distrat când ai folosit? ciudat prima dată, odată că o ții așa, zici că e poșetă și e, că eram obișnuită pe lesa aia altă de mână. După care, asta, să toată Tot dexteritatea asta schimb aici, butoanele, de la nu? butoane la așa. Acum zic că n-am, m-am obișnuit cu Păi ea. văd că îmbrățișezi, ești foarte tandră cu lesa. Bun. Da, e foarte faină că... Poți să tragi de lesa. E fain că poate are cum să alerge acum, cu lesa cealaltă nu reușeam Despre asta e vorba și asta voiam să poată să le să funcționească povestim așa. prietenilor noștri, că folosind această lesă, practic poți să te joci cu câinele oriunde, și să îl ai totuși sub control, că aici este toată frumusețea. Un astfel de câine poate sări în stânga, poate sări în dreapta, să se confrunte el cu dulăii lui. Dar totodată îi demonstrăm că avem controlul chiar și când este la distanță de noi. Da, cred că te-ai prins de treaba asta și putem să și recompensăm, să creăm asocieri pozitive cu mingea acolo unde de obicei asocierile lui sunt negative, iritante, pentru că aude lătrat de câini, vede câini mișcându-se și vrea să se lupte, că ăsta este tipicul. Dar noi ce facem? Tragem de lesă și după aceea oferim mingea. Nu poți să-i oferi mură în gură. Că dacă îi oferiți mură în gură, bineînțeles că nu are nicio relevanță pentru câine. El este un prădător la bază și urmărește mingea ca pe o pradă. Deci vrea să o vâneze, astfel că trebuie să-i o arunci. Și cu cât are viteză mai mare, cu atât el intră mai tare în drive și se duce să o ia. Dar având lesa retractabilă, îți permiți să arunci mingea în ăștia 10 metri, se duce, o prinde și se poate retrage bine, mersi, fără să faci tu, eu știu ce, mișcări cu o altă lesă pe care nu o poți controla.
De ce lesa asta și nu lesa lungă pur și simplu care să târne pe jos? Pentru că dacă în timp ce ne jucăm și recompensăm câinele apare o distragere, s-ar putea să nu mai apuci să strângi toată lesa aia de pe jos ca să o faci scurtă și să-i demonstrezi că nu poate evada la distragere și la lungimea aceea de 7-8 metri cât au mai rămas se poate duce și poate să ne facă safteaua, să zic așa, și să atace un alt câine sau pur și simplu să nu ne mai bage în seamă să se evadeze după o pisică. Pe când cu lesa asta, indiferent cât de rapid este și ceea ce vede, el când se apropie, lesa se strânge. Și atunci acela este momentul în care, apăsând pe buton și dându-te înapoi, îl poți devia de la distragere și practic poți să-i oferi tu în contrapartidă recompensa ta, ceva ce îl interesează foarte mult de la tine. Dar întâi trebuie distras din lesă, da? Și atunci trebuie să avem lesa la dispoziție, indiferent că este lungă sau scurtă, dar ea trebuie să fie bine manevrată și apoi să putem să punctăm cu recompensă. După cum observați, acum facem un exercițiu de așteptare. Ne folosim, desigur, ați văzut în clipurile de pe canal cu exercițiul de așteptare cum ne folosim de decoruri și anume de bordură. Puteți merge sus acolo să vedeți despre ce este vorba ca să înțelegeți sistemul. Și în acest caz ne folosim de lesa retractabilă. Observați, câinele este foarte atent. Câinele anticipează că va primi recompensa. Pe baza acestei anticipări, la un moment dat va fi recompensat. Ce înseamnă că anticipează? Și dacă anticipează, ce câștigăm noi din asta? Păi câștigăm atenția lui, da? Pentru că este foarte interesat de minge și reușim să-l facem să ignore ce se aude în fundal, se aude un lătrat de câine la care el a fost de-a lungul timpului până acum condiționat să reacționeze, să se intre pe modul de fight, de confruntare. Lesa se strânge, lesa se lărgește singură, fără ca omul să facă prea multe manevre și mișcări care, printre altele, ar putea să-i distragă atenția câinelui și să-l facă să se ridice. Nu vrem asta, pentru că ridicându-se să plece, văzând că noi mișcăm mâinile în felul acesta, apoi noi spunând nu, nu-i voie, du-te înapoi și tot așa, intrăm în conflicte mici, conflicte psihologice cu câinele, în care el poate deveni confuz și poate considera că tu îl pui acolo, faci mișcări prin care îl atragi și apoi tot acolo îl pui. Deci ce se întâmplă? Și devine ezitant sau evitant, efectiv se uită în altă parte când îi spui așteaptă și nu se mai concentrează pe ceea ce îi ceri. Acum, vorbind de lesa flexie, observați că ea poate fi blocată și poate fi lăsată la pământ să nu simtă deloc tensiune, sau poți să o lași cu tensiune în așa fel încât câinele se obișnuiască să rămână în comandă, e chiar și o formă de verificare, în comandă în momentul în care vedeți, e tensionată, în momentul în care aude comanda așteaptă. Dar acum scoate mingea și pune-o jos aici. Acum îl vom distrage cu mingea, deci toată atenția lui a avut sorți de izbândă pentru că a apărut obiectul preferat. Eu îl voi distrage un pic cu obiectul. Vedeți cum am făcut o mișcare până la loc. Până la loc. Lesa s-a strâns imediat și strângându-se imediat, omul are ocazia să
își blocheze câinele la timp. Ridici de lăsă și nu-l lași salată. Nu-l lași, nu-l lași. Bun, nu-l lași salată, da? Și pleacă încolo. Câinele este foarte entuziasmat, sigur că da, vrea mingea, însă important este să învățăm câinele că trebuie întâi să asculte și după aceea să se ducă la minge. Vedeți, lesa retractabilă ne-a permis să schimbăm un pic poziția și distanța tocmai pentru a distrage, printre altele, câinele mai mult decât o face mingea. Dar acum, pentru că tace și pentru că stă, spune-i că poate să ia mingea. Nu nimic. Așa. Vedeți? Când mingea se mișcă, el este mult mai distras și mult mai încântat să o urmărească. De aceea trebuie să o mișcăm și de aceea trebuie să avem o lesă care să ne permită să lăsăm câinele să plece, dar să avem încrederea și siguranța că îl putem recupera sau controla. Pune lângă tine la pas, bagă mingea în buzunar. Observați, în momentul acesta putem să folosim lesa și ca pe o lesă scurtă și putem deplasează-te. Merge așa, te duci pe bordură, te duci așa. Dacă este nevoie, du mâna pe lesă și scurtează lesa cu mâna. Așa. Bun, dacă este nevoie, lesa poate fi scurtată și poate coborî cu mâna stângă să controleze câinele, după cum observați. Totodată, dacă vrea, poate lăsa lesa lungă și poți să pui piciorul pe ea pentru culcat. Exact această mișcare, observați? Deci, cu lesa aceasta putem să facem lesa și scurtă și lungă. Hai să-l sui aici, acum. Bun, șez. Bun, rămâi acolo. Deci, putem să facem din această lesă și una scurtă de 1 metru și una de 30 de centimetri, putem să avem la dispoziție și o lesă lungă pentru a lua distanța, dar totuși să avem controlul în ea. Este adevărat că e vorba de tehnică și de un pic de dexteritate, dar odată ce ai tehnica aceasta ca la șofat, nici nu te mai gândești că tu conduci, că apeși pe pedala de ambreiaj, că schimbi viteza sau că trebuie să semnalizezi, le faci absolut automatic și te poți gândi la altceva. E, cu lesa retractabilă este la fel. Este important că ne facilitează lucrul în orice fel de condiții, în orice fel de spații, chiar și necunoscute, acolo unde avem șansa să asociem pozitiv și cu super atenție jocul nostru și comenzile noastre. Lesa este tensionată, dar dacă o lași acum lărguță, ia încearcă să o lărgești un pic, atât. Observați, el stă și fără să fie lesa întinsă. Deci ai atâtea posibilități cu lesa retractabilă încât trebuie doar să alegi. Poți să-i dai liber la minge. Exact, bravo, bravo, foarte frumos, foarte frumos. Vedeți, acum lesa e strânsă, ea se lărgește, câinele are libertatea de mișcare în așa fel încât să nu fie deloc stresat de faptul că se tensionează lesa sau se blochează în lesă brusc. Bineînțeles că lucrăm și la atenție și căutăm să recompensăm câinele pentru o poziție cu atenție. Ce înseamnă atenția? Înseamnă practic că nu se concentrează pe altceva decât la noi. Și de ce se concentrează la noi? Să fim serioși, pentru că anticipează mingea, corect? Bun, scoate mingea. Atenția lui este recompensată pentru că acel obiect preferat apare. Apare, numai că nu îl dăm efectiv, da? Poți să-i spui șez. Foarte bine, aliniază-l mai bine la pas. Ce crezi că te-a făcut să realizezi această aliniere în momentul ăsta, deși el este distras de mingea asta? Cu asta. Că faptul că ai putut să o faci scurtă, da, cu o singură mână, doar să apeși pe un buton și cât să-l tragi. Ați înțeles? Despre asta este vorba. Trebuie doar să te obișnuiești cu acest device, cu mânerul acesta, dar în rest n-ai decât să acționezi un buton. Printre multe alte exerciții pe care le facem cu câinele, unul din acestea este mersul la pas. O să observați că în mersul acesta la pas păstrăm acum lesa liberă. Deci avem posibilitatea prin intermediul acelor butoane să întoarcete și pune-l aici în șez. Avem posibilitatea să ținem lesa
largă. De ce? Pentru că poate fi blocată din butonare, un buton în care blochezi într-un moment secvențial, adică pur și simplu doar pentru momentul în care ai nevoie să-l distragi ca să vină, sau o blochezi permanent printr-o anumită siguranță pe care o are acolo și menține-le s-a blocată. Te întorci? Treci. Te întorci și îl pui să se așeze. Pleacă la distanță. Badu este un câine tânăr, are un an de zile și este plin de energie. Totodată urlă hormonii în el, corect? și vrea să arate că e mare și tare. Însă noi învățăm să canalizăm energia lui către mai mult control, către mai multă atenție și către anticiparea unor evenimente absolut plăcute bazate pe mingescu. Sunt foarte multe de spus despre lesa retractabilă, sunt foarte multe lucruri interesante pe care le poți face prin intermediul lesei retractabile. În cazul acesta am vrut să vă fac părtaș la o ședință de dresaj cu un dulău numit Badu. Probabil o să vedeți în alte clipuri pe viitor nivelul lui de dresaj, inclusiv când nu o să mai avem această lesă. Dar deocamdată lesa retractabilă este Dumnezeu pe pământ, da? Prin lesa retractabilă putem să lucrăm cu câinii oriunde și este important ca această asociere cu mingea, această atenție care îi aduce ca profit mingea, să fie dezvoltată în orice fel de loc. Orice fel de loc înseamnă nu numai în parc, nu numai în țarcul de câini sau nu numai acasă. Poți să fii pe o stradă, așa cum suntem noi aici, unde te întâlnești, după cum observați, cu distrageri absolut spontane, de tot felul, deci nu știi ce se poate întâmpla acolo unde lucrezi. De exemplu, trece o doamnă cu un tomberon. Câinele este sensibil la tomberon. Vom face în felul următor. Da? Vei lua mingea de jos. Atât. Stai un pic dreaptă. Foarte bine. Excelent. Bun. Și atâta timp cât doamna este cu mătura în spate și mișcă tomberonul, la care câinele de asemenea este reactiv, culmea, n-a înțeles încă ce e cu tomberoanele astea, mai are de învățat, noi creăm o asociere pozitivă cu sunetul tomberonului, cu mișcarea tomberonului. Haideți, să rămână. Așa. Favoritul meu. Așa, sunteți drăguță și... Văd că mi-ai pus acolo ca să faci o... Facem clip pentru YouTube. Sunteți personaj din filmul nostru. Dă-i mingeți aici. Așa? Liber. Așa? Exact. Bun. Deci observați, a trecut un om, a vorbit, s-a manifestat câinele, bineînțeles, este un câine cu potențial de câine de protecție, este vigilent și vrea să înțeleagă tot ce se întâmplă în jurul lui. Însă nu întotdeauna trebuie să fie foarte atent și eventual reactiv către ce se întâmplă în jurul lui și de aceea lucrăm la această atenție și la anumite asocieri pozitive cu ce? Cu primirea mingei. Hai să-l aduci aici, să-l pui în culcat. Trage-l lângă tine, spune culcat. Bun, lasă-l așa. Tu mingea undeva acolo, spune-i să rămână. Stai. Perfect. Bun. Tocmai ne pregăteam de finalul clipului, așa că revenim la final. Mă bucur că ați fost prezenți aici alături de noi. Sper să vă luați învățămintele din ședința noastră de dresaj, să vă fie utilă și vouă și totodată rămâneți conectați pentru că vor urma clipuri interesante despre dresaj, despre educația canină, așa cum nu le-ați mai văzut cu siguranță nicăieri în altă parte. Sunt Cătălin Cornea, dragii mei, nu uitați că la capătul lesei trebuie să fie un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal, ca să dreseze câinele la nivelul pe care fiecare dintre noi și-l dorește.